tentativă de javlă o bancă din Moțăței, județul Dolj, un tânăr de 22 de ani a spart unul dintre pereții sediului, apoi a pătruns în interiorul băncii. A forțat ușa încăperii unde se afla seiful, însă nu a furat nimic și a plecat cu mâna goală. Suspectul a fost identificat și este cercetat acum pentru tentativă la furt calificat. Hoțul a spart peretele sediului băncii din Moțăței, a pătruns în interior, însă nu a furat nimic. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că noaptea precedentă au fost provocate distrugeri la imobilul în care este amplasat un punct de lucru al unei bănci din comuna Moțăței. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că în noaptea de 12 spre 13 iunie, o persoană a pătruns prin efracție în sediul agenției bancare, spărgând peretele din spate al imobilului respectiv, apoi a forțat ușa de acces în camera unde se afla seiful, a precizat Cosmin Grădinaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj. Polițiștii au făcut cercetări la fața locului, au luat amprente, au ridicat imagini de pe camerele de supraveghere și l-au identificat pe suspect. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani care este acum cercetat pentru tentativă de furt calificat.